Dacă ar fi să ofer o imagine, așa cum am putea vedea în biserică, întâlnirea între, să spunem, teologie și știință. I could give you some ideas of how I see the link between in the church between the religion and the science. Am putea să reprezentăm cumva așa. O întâlnire între verticală și orizontală. I can present it in this way. There's a link between the vertical adică and the horizontal. Pe verticală este legătura între om și Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu. So on the vertical scale there is the link between God and the human being. Și ceea ce este orizontal este Și ceea ce este orizontal este cultura omului. And on the horizontal scale you've got the culture, the human culture. Cred că e aceeași schemă care poate să meargă și la întâlnirea între teologie și știință și între teologie și artă și cultură în general. So that you can use this scheme for the link between the science and religion, also the link between the culture and the religion as well. Pentru că pe verticală este harul lui Dumnezeu care lucrează în om și pe orizontală sunt competențele naturale ale omului. So on the vertical scale you've got the grace of God working towards man. And on the horizontal scale, you've got really the relationships between the man. Și întâlnirea aceasta este o cruce de care vorbești în volumul tău, vezi, am ambele volume. So this is intersecția este o cruce, e ca o cruce. This is like a cross, is now. Vezi, am volumul de atunci, de acum 5 ani, volumul în engleză și între timp a apărut în română. So this is the version that was 5 years ago in English and now we've made the version in Romanian. Mm-hmm. Și scrie acolo despre cruce. Deci întâlnirea între teologie și știință e cumva cruciformă. Adică are o formă de cruce. Omul este pe această cruce la întâlnirea între vertical și orizontal. So this talks about the cross and the man is in this cross in the link between the horizontal and the vertical. I would like to hear something specific in the, let's say, in the last 100 years or 50 years of a scientific advancement that has opened the dialogue between religion and science. Ce progrese a făcut știința în ultimii 50 de ani în legătură cu stabilirea acestei legături? Există o schimbare de paradigmă în știință față de știința modernității. The change of paradigm. Sunt autori contemporani care nu mai au atât de mult încredere ca în trecut că pot elucida totul. There are persons who don't, you know, they're not able to explain describe everything. They describe what they see. Și spun că realitatea este mai adâncă decât ce putem atinge noi. And they say that the reality is much deeper than what we can really grasp. Există un autor francez, Bernard d'Espagnat. There's a French author, it's called Bernard d'Espagna, care vorbește de realul ascuns, realul din spatele a ceea ce putem atinge. And who talks about the hidden reality, so what is not possible to really appreciate. Există un alt principiu al non-localității. So there's another principle of non-locality. Care spune că dacă influențezi o particulă aici, există alta la distanță care este influențată de prima, știe de schimbare. This is the theory that says that if you influence one particle in one place, another particle in another place will get influenced by distance. Deci, dacă schimb starea unei particule aici, o alta la distanță sau orice alta la distanță este informată de ceea ce s-a întâmplat aici. So there's a mystery. How does one, by influencing this one particle, how does it transmit to the other particle to be influenced? Right. Asta se vorbește despre incertitudine. And this is talking about uncertainty. De nedeterminare. Things that are not easy to determine. De impredictibilitate. And things that can't be predicted.
Deci noțiuni care arată că nu mai suntem atât de stăpâni pe ceea ce putem spune despre realitate. So this means that we are showing that we are not actually masters of what we can say is reality. Așa cum se vede azi, realitatea fizică, the physical reality, scapă cuprinderii prin discursul științific. So it just escapes from being defined by the scientific knowledge. When you talked about these new theories, new discoveries of that one movement over here will affect something all you know, in a different part of the world, everything affects everything. I mean, it certainly reminds me of Saint Silouan, the Athenite, and the way that he spoke about when we see someone else's sins, we shouldn't condemn them as if that's their sin over there, and I'm over here. And there's this complete separation. The reality is that when we see someone else's sin, the appropriate response in Christ is to say, that's also my sin. I have contributed to the spiritual pollution in the atmosphere. And every small thing that we do for good and for bad has an effect in the world. And the fact that this is showing in science in recent times is really remarkable. Atunci când Părintele Răzvan se referea la faptul că un eveniment aici poate să influențeze un alt eveniment în altă parte a lumii, mi-a amintit de ce spune Sfântul Siluan în legătură cu cineva care poate face niște păcate, atitudinea noastră nu trebuie să fie să condamnăm, ci să simțim că împărtășim și noi acele păcate, am contribuit într-o oarecare măsură la ele și am contribuit la poluarea spirituală a acestei lumi, astfel încât fiecare mic lucru pe care îl fac aici are efect asupra întregii lumi. Există o realitate astăzi că oamenii nu vor să interpreteze duhovnicește, nu vor să vadă spiritualitate în semnele lumii în care trăim. There's a tendency today that people, they don't want to see spirituality around them in terms of what they are seeing around them in the world. Cred că sunt două tendințe la ora actuală. There are two tendencies today. În ceea ce privește știința, cel puțin. So firstly, concerning science. Ar trebui văzut în artă ce se întâmplă, dar în știință sunt două tendințe. So maybe it's a bit different in art, but in the science there are two tendencies. Există o tendință strict științifică. So there's this strictly scientific tendency. De a vedea că realitatea este mai adâncă decât discursul despre ea. Which is saying that the reality is much deeper than what we are seeing and what we can see. Că există un orizont al realității. So this means that there is a horizon to our reality. Că nu poți să epuizezi realitatea, nu poți să o stăpânești. You can't exhaust the reality, you can't actually become master of it. Asta vine din fizica cuantică. And that comes from the quantum physics. Din astrofizică. In astrophysics. Și din matematici. And from the mathematician. În ceea ce se numește un sistem axiomatic. What is an axiomatic system? Întotdeauna există propoziții matematice. So there are always these mathematical formula. A căror valoare de adevăr. Where the value of the true value. Este imposibil de obținut. You can't actually get to that value. Strict științific. So from a strictly scientific perspective. Lucrul ăsta era de neimaginat în modernitate.
And this is just not imaginable in for modernity. Cele mai serioase științe arată astăzi că realitatea e mai profundă decât discursul despre ea. So this is the greatest reality is much bigger than what we can actually see and what we can discuss. Mm-hmm. Există însă și cealaltă tendință de a vrea să stăpânești totul. But this is the second tendency is this idea that you can actually become the master of everything. Right. Prin inteligența artificială. Mm-hmm. So for example through the artificial intelligence. Prin nanotehnologie. From this nanotechnology. Vor să omoare moartea ținând omul în această viață cât mai mult. So they want to destroy death by keeping human beings in life as long as possible. Vorbesc de omorârea morții. So they talk about the destruction of death. Dar nu într-un sens creștin. Certainly not in a Christian sense of that. Și nu în legătură cu Dumnezeu. And certainly not in any relationship with God. Și acum îți pun întrebarea. Now I have a question for you. Okay. Nu ți se pare că pandemia aceasta? Don't you think that this pandemic este un răspuns extraordinar dat umanității întregi? Which is an answer which is being given to all humanity. Că omul este vulnerabil. Showing that the man is just vulnerable. Este fragil. And fragile. Și că nu el stăpânește viața și moartea. And that basically man does not control life and death. I suppose with every crisis and tragedy, there is the potential to respond to it with a sense of humility and openness in your heart. Cred că fiecare criză, fiecare tragedie ne dă posibilitatea să răspundem cu umilință în ceea ce avem în inima noastră. But especially nowadays, in our times, it's not a given that people will respond with hope and with humility. There's a lot of despair that's taking place during this crisis. Dar vedem totuși că în această perioadă de criză, lumea nu răspunde cu umilitate și cu speranță, ci mai degrabă cu disperare. So we have the opportunity to recognize our vulnerability anew and receive that in a way that gives us life and gratitude. Dar avem această ocazie ca să vedem ce e, că această, să simțim această vulnerabilitate și să o primim mai degrabă ca un dar. Or we can continue towards despair and a sort of nihilism. And then we can also, if we don't respond to this from a spiritual perspective, then many people will rely on science and the vaccines and not really take the moral lessons that are available to us. Deci există riscul că dacă nu putem vedea dimensiunea spirituală a acestei crize, să ne îndreptăm către disperare și nihilism și oamenii să se bazeze numai pe ceea ce spun oamenii de știință, pe niște vaccinuri pe care le vor descoperi și să nu tragem și niște lecții spirituale, morale.